Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitatul din prima parte a emisiunii din această seară este Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara! Înainte de emisiune spuneam că în noua funcție de ministru n-ați fost încă la Cutia Neagră, ultima dată ne-am văzut în vară. Între timp s-au întâmplat niște lucruri despre care aș vrea să discutăm în această seară. Vreau să începem discuțiile de la multiplele critici care s-au adunat în jurul guvernului în general și a ministerului, nu doar al dumneavoastră, dar inclusiv a ministerului dumneavoastră. Opoziția a cerut chiar demisia dumneavoastră legat de zăpada care a picat peste Republica Moldova două weekenduri în urmă. A fost pregătit ministerul și agenția de administrare a drumurilor, sau cum numește ea, pentru vremea rea? Da. Agenția de stat a drumurilor. ASD-ul, da. Administrația de stat a drumurilor împreună cu companiile de stat care au rolul de a menține drumurilor. Haide, mai întâi să facem o claritate. Nu a fost o simplă cădere de zăpadă. Asta trebuie să o spunem clar, că nu a fost o ninsoare simplă în care a nins cu un strat relativ mare sau mai mic, ci noi am avut o situație complicată din punct de vedere climateric sau natural, un dezastru natural care s-a produs și nu doar în Moldova. Dacă o să ne uităm un pic în acea perioadă, la fel s-a produs și în România, și în Ucraina, și din păcate și în celelalte țări în care a avut loc acest fenomen am avut situații mai puțin plăcute. Da. Dar acolo n-au murit oameni, nu? Au murit. În Ucraina au murit 10 oameni. Și în Ucraina este război, adică motivele puteau să fie... Nu, și în România au fost cazuri. Deci noi vorbim de o situație climaterică excepțională, în care în decurs de câteva ore s-au pus straturi de peste 3 metri de zăpadă. Cât de pregătit nu ai fi de astfel de situație, nu poți interveni în decurs de aceleași oră, două, ca să rezolvi imediat toată situația. Eu înțeleg că așteptările oamenilor și a noastră este foarte mare, chiar și în așa cazuri, ca să se intervină cât mai bine și să se curețe cât mai repede. Ceea ce, de fapt, și s-a întâmplat, este evident că, probabil, dacă am fi avut echipamente mai noi, o situație mai bună financiară pe parcursul ultimor ani, ca să putem să investim mai mult în acest domeniu, probabil se putea face și mai repede. Dar nu se putea face și trebuie să spunem foarte clar, în câteva ore, să dezepezești kilometri de drum cu o zăpadă de peste 2-3 metri. Și mie îmi pare rău că unii politicieni, în loc să se solidarizeze referitor la situația complicată care a fost în acele zile, a încercat să facă politică pe această tragedie. Administrația de stat a drumurilor, ca de obicei, în ultimii ani a fost pregătită pentru a interveni pe toate drumurile naționale și eu de dimineață, de duminică, am fost cu ochiul pe ce se întâmplă în acest sector. Inițial s-a intervenit pe toată țara, când a văzut că situația se complică, în mod special în zona de sud a țării, în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Găgăuzea, am mobilizat echipamentele din zona de nord a țării, care au venit să ajute. Am înțeles. S-a lucrat 48 de ore ca să reușim să depezim. Am înțeles. S-a muncit, ați reușit să dezepeziți. Noi acum o să ne... S-a întâmplat, dumneavoastră a spus, au murit oameni și în România, și în Ucraina, în accidente rutiere, mai cu seamă. Dar oameni morți în zăpadă așteptând să intervină autoritățile de stat, care au sunat la autorități, da? Nu știu dacă au mai fost. Eu cel puțin n-am văzut știri despre despre incidente similare cu cel pe care l-am avut la Căușeni. Și vreau să ne oprim la acest incident, nu pentru ca să discutăm anume cazul ăsta tragic și nefericit, ci unde s-a greșit în genul ăsta de situații, da? În primul rând vreau să vă întreb dacă ați avut o comunicare bună cu cei de la 112. În ce sens? Nu dumneavoastră, administrația de stat a drumurilor în perioada aceea de stare de, mă rog, de urgență, în sens că ninsoare. Deci, haideți... Erați contactat de cei de acolo ca să vă spună, pentru că
poliția, ambulanțele nu aveau cum să ajungă într-un punct în zăpezit decât dacă nu era dezăpezit mai întâi, nu? Că nu zburau. Da, deci eu, din informația pe care o am, 112 a discutat cu autoritățile, inclusiv de întreținerea drumurilor la nivel local, ca să anunțe despre această situație. Asta a fost prezentată și de ministrul de interne, care cumva a prezentat exact tot scenariul. Noi nu avem, sau la minister, noi nu avem exact ora, când s-a sunat, cum s-a sunat, dar din informația care a fost prezentată și public și din informația care a fost confirmată de colegii mei, a fost un astfel de apel. Am înțeles. După ce am discutat noi la Cutia Neagră despre acest caz de la Căușeni, în una din emisiunile precedente, eu am fost contactată de cineva din angajații de la 112, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, dar ne-a povestit cam cum se lucra în ziua aceea în general. Ce a zis această sursă? Eu nu știu dacă este într-un totul de adevărat ce spune, o să verificăm, este că au avut o comunicare foarte complicată cu administrația de stat a drumurilor. Din ce perspectivă? Administrația de stat a drumurilor nu are o linie verde de urgență, are 5 numere de telefon pe care le-a folosit în acea zi și spune persoana asta care mi-a scris că se întâmpla că chiar câte o oră nu puteai răzbate să suni la administrația de stat a drumurilor ca să comunici despre un caz, pentru că linia era în continuu ocupată. De fapt, asta și confirmă ceea ce spuneam noi. Deci, administrația de stat a drumurilor, rolul administrației de stat a drumurilor este întreținerea drumurilor, inclusiv pe timp de iarnă. Dar dacă sunt cazuri de urgență? Așa. Și pe aceste cazuri de urgență, eu personal, inclusiv începând cu ziua de sâmbătă, am pus și pe pagina mea, am comunicat și în ziua de duminică exact aceste numere. Faptul că ele erau ocupate foarte mult confirmă încă o dată că erau extrem de multe apeluri și situații de urgență, în mod special în acea zonă. Spre exemplu, dacă vorbim de cazul de la Căușeni, cazul tragic care s-a întâmplat, din păcate, indiferent, și eu vreau să înțelegem fizic, nu ipotetic, administrația de stat a drumului, ca să ajungă, trebuie mai întâi să curețe drumul până unde este o situație de urgență. Și asta a făcut administrația de stat a drumului. A curățit drumurile în care au început să scoată mașină câte mașină, s-au scos microbuse, autobuse, mașini la fel cu copii și cu asta, care au fost scoase din zăpadă ca să poată să ajungă până, da, până acolo. O altă întrebare venită de la, apropo, de la agricultori, care acum sunt cu protestele, ziceau, dar de ce n-ați apelat la ei? La agricultorii din regiunile care au fost mai mult afectate, ca să vină ei în întâmpinare, să vă ajute, că ei au tractoarele cu care ar fi putut să curățe. Și nimeni nu i-a invitat să facă asta, nimeni nu i-a rugat. Nu, repet, în așa situație, când îți dai seama că n-ai suficiente resurse, probabil te gândești de unde pot să mai trag resurse care... Noi asta am făcut ajutor. Ce ține de drumuri. Încă o dată, repet, vreau să fie clară responsabilitatea pe care o avem la minister și, în mod special, pe care o are administrația de stat a drumurilor. Da. Deci, noi asta am făcut. Deci, noi am conectat resursele care erau disponibile și noi am conectat foarte multe. Deci, repet, deci companii, spre exemplu, de drumuri. Uh-huh. Că tractoarele agricultorilor acolo nu aveau ce face. Deci, noi am contactat sau am... Privați? Inclusiv privați. Au venit... Și ei au făcut-o pe gratis? Da, au făcut-o pe gratis. Au venit de la Nord, spre exemplu, o companie, n-am să-i dau numele să nu fac reclamă, turcă, care au venit cu echipamentele lor și au ajutat la dezăpezire. Eu vreau să vă... Știi, eu înțeleg totul, dar haideți iarăși foarte practic și cumva obiectiv să ne uităm la situație. Un tractor, care le vedeți în piață, dacă intra într-o zăpadă de 2-3 metri, nu rezolva situația. Deci erau nevoie de echipamente mari care să poată să facă față acestei situații. Okay. Și noi am mobilizat, repet, Nordul, companii private care au venit și într-un termen, nu pot să zic record, că tot timpul vrem mai bine, dar într-un termen foarte scurt au reușit să deblocheze absolut toate drumurile naționale. Am înțeles. E, totuși, ultima întrebare legată de acest caz. Cine, din punctul dumneavoastră de vedere, se face vinovat de această tragedie de la Căușeni? Eu nu pot să spun, pentru că noi nu... Sunt sigur că dumneavoastră v-ați gândit la asta. Cine a greșit cel mai mult? Deci, haideți să răspund un pic altfel. Deci, este evident că statul trebuie să asigure în maxim cât este posibil securitatea și sănătatea și viața oamenilor. Din punctul meu de vedere, este evident că noi trebuie să învățăm lecția
dintr-o astfel de calamitate naturală și să îmbunătățim procesele pe viitor. În același timp, eu am o mare rugăminte. Mare rugăminte față de toți cetățenii țării. Când știm că există o astfel de situație, să fim și noi suficient de prudenți în a ne proteja singuri viața și sănătatea. Nu vreau să arătăm cu degetul în toate direcțiile, pentru că este clar că, pe de o parte, instituțiile trebuie să-și îmbunătățească modul în care acționează în astfel de situații. Pe de altă parte, și cetățenii îi rugăm ca să fie responsabil atunci când avem astfel de situații. Da, da. Și dumneavoastră în acele zile ați avut un mesaj, ați comunicat un mesaj către oameni că e ninsoare mare și circulați, evitați cât e posibil să circulați. Deci nu ați spus oamenilor stați acasă, că este pericol. Deci, încă o dată spun, pe toată perioada cât am comunicat aceasta, poate fi verificat că nu am șters niciun mesaj. Da, eu cred că pot să ved acum exact ce ați comunicat. Mesajele mele au fost care au fost date de meteorologi și de drumari, în care am rugat să se circule cu prudență și în perioada în care era clar că acolo se creează, am spus să nu se mai circule. Asta a fost cred că pe la mijlocul zilei de duminică. Mai mult, situația care s-a creat într-o anumită zonă a Moldovei, în câteva raioane. Deci nu poți să spui tuturor cetățenilor, spre exemplu, în nordul țării, în care am avut mai puțină ninsoare. Nu poți să spui, stați acasă, nu ieșiți, pentru că atunci, scuzați-mă, de ce un om trebuie să stea acasă când pe drumuri nu este zăpadă? Ia uitați-vă, mesajul nostru, primul. Haideți. Avem prima zăpadă. Drumarii sunt la datorie. Vă mulțumesc, colegi. Dragi șoferi, vă rog, conduceți cu atenție. Așa. În caz de urgență, puteți apela la numărul de telefon al. Așa. Deci, dumneavoastră le-ați spus oamenilor... Da, pentru că atunci nu eram. Da. Deci, cu adevărat, se circula și în marea majoritate. Și următorul mesaj, cel puțin care îl văd eu la dumneavoastră pe Telegram, este pe 20. Nu, a fost pe 18 și următorul a fost tocmai pe 20. Uitează, pe Facebook am comunicat. Eu, acolo se uită mare parte a cetățenilor. Pe Telegram mai mult este pentru jurnaliști și alții. Deci dacă vă uitați pe Facebook, sunt 3 sau 4 mesaje. Uh-huh. Și în ultimul mesaj care a fost la mijloc de ziua duminică, am spus foarte clar. Situația este complicată, drumurile sunt blocate, trebuie să evităm ieșire. Ok, bun. Cu asta ne-am clarificat, n-am mai înțeles cine din punctul dumneavoastră de vedere se face vinovat. Am văzut că a fost demis, până la urmă n-am înțeles dacă a plecat cu șeful de la 112, dar vreau să știu dacă credeți că a fost o pedeapsă echitabilă dată. Eu nu cunosc toate detaliile. Uh-huh. 112 este în subordinea Ministerului Economiei. Știu că au fost discuții și presupun că au fost suficiente argumente care au dus la această decizie. Totuși, după 2 ani de stare de urgență, asta e ceea ce se întreabă foarte multă lume acum, după 2 ani și jumate deja de stare de urgență și un an și ceva de stare de urgență în domeniul de securitate, da? Să avem incidente ca cel de la aeroport, ca cel din timpul ninsorii, indică asupra cărui fapt? Doamna Raț, haideți totuși să facem deosebire dintre situația de urgență sau excepțională care a fost stabilită în Moldova și, spre exemplu, situația tragică de la Căușin. Eu am să dau un exemplu, poate nu tocmai potrivit, dar dacă, ipotetic, avem un cutremur peste câteva zile sau luni sau ani, care este legătura dintre o calamitate naturală? Eu pot să vă dau răspunsul. Vă rog. Și o situație de urgență care a fost instituită în mod special din cauza unei agresiuni. Înțeleg. Și într-un caz și în altul, instituțiile de stat trebuie să fie pregătite să intervină de urgență. Și, apropo, e tot cam aceleași. Armata, pompierii, serviciile, de medicină urgentă. În oricare din aceste cazuri ar fi trebuit să poată interveni rapid, să elimine... Cu asta eu sunt de acord. Da. Eu, pur și simplu, vreau să... Dumneavoastră ați făcut legătura dintre o situație de urgență pe un subiect ce ține de război și o calamitate naturală. Deci, exact, dar și aici și acolo era vorba de intervenție urgentă a tuturor instituțiilor. Deci instituțiile de care sunt eu responsabil, că nu pot să răspund pentru toate, au intervenit
cu maximă viteză și capacitate ca să rezolve această problemă. Dar altele, de ce armata nu a intervenit? Altele, deja, scuzați-mă, o să puneți întrebările către persoanele responsabile. Eu am fost prezent începând cu sâmbătă seara când au fost anunțurile, am comunicat, am avut grijă ca colegii să fie pregătiți. Începând cu duminică dimineață, am stat alături alături în sensul ca să văd ce se întâmplă. La fel am comunicat să informez. Ați avut vreo ședință comună? Prim-ministru să vă întrunească, să vă întruneze? Eu nu am participat la nicio ședință, dar nu exclud faptul că pe anumite sectoare domnul prim-ministru a avut. Dar nu trebuia în cazul ăsta, dacă așa a venit napăsta peste toți? Haideți totuși să pot să răspund la întrebările care țin de activitatea ministerului. Nu pot să răspund pentru întreg guvernul. Să sunteți vice? Nu, sunt ministru și, repet, eu nu exclud și din câte cunosc, cabinetul domnului prim-ministru și prim-ministru a avut comunicare, probabil s-au dat și indicații. Pe partea noastră și eu am discutat cu cabinetul prim-ministru, nu a fost o ședință fizică în care ne-am adunat toți, dar au fost comunicări în care am raportat care este situația, câte drumuri sunt blocate, cu câte autocamioane, tone de sare, cât. Am înțeles. Deci dumneavoastră ați avut comunicare deschisă cu prim-ministru și cu alți membri ai cabinetului de miniștri. Haideți să mergem de la acest caz la alte subiecte despre aeroport. Vreau să vă întreb dacă aveți deja claritate ce vrem noi să facem cu aeroportul. Dumneavoastră ați spus că este nevoie de investiții de peste 200 de milioane de euro în aeroport pentru a-l dezvolta. Mi-amintesc că în 2012 exact de la asta porneam și iată au trecut de atunci 11 ani și tot vorbim despre necesitatea de investiții de 200 de milioane. Cum facem asta? Cum atrageți dumneavoastră investițiile? Aveți în gând, adică vă propuneți o nouă concesiune a aeroportului? Okay. Deci noi am solicitat în 2022 un studiu de prefezabilitate pentru aeroportul de la Mărculești. Dacă vă aduceți aminte, atunci am zis că este nevoie pentru că aeroportul era la grupul criminal Șor, am vrut să-i spun pe nume. Și ne gândeam ca să reabilităm Mărculești. În studiul de prefezabilitate care a fost făcut, a fost făcut de IFC, International Finance Corporation, care este partea Băncii Mondiale, s-a introdus și studiul de fezabilitate pe aeroportul de la prefezabilitate pentru aeroportul de la Chișinău. Da. În baza acestui studiu, practic de aici am luat și cifrele între 200 și 300 de milioane, deci peste 200 de milioane de euro. În 2023 noi am preluat aeroportul de la grupul criminal Șor și am continuat acest efort împreună cu Banca Mondială, cu IFC, ca să avem un plan de cum atragem aceste investiții. Au fost la primele discuții, s-au discutat toate opțiunile. Opțiunea ar fi parteneriat public-privat, concesiune, contract de management, inclusiv angajarea unui grup de experți din străinătate ca să administreze. Deci diferite modele. La ce am ajuns? Decizia a fost ca să începem să vizităm companii care construiesc, găsesc finanțare și operează aeroportul. Am văzut că ați avut mai multe întâlniri și în Germania. Am fost la aeroportul din München, am fost la aeroportul din Paris, am fost la câteva companii mari, cel mai mare. Iată, dumneavoastră, când discutați cu ei, încercați să tatonați oricum terenul. Da. Și ce le propuneți? Deci, în primul rând... Despre ce discutați? Da, vă spun, nu este un secret. În primul rând, noi reprezentăm situația care este la aeroport și încercăm să înțelegem dacă ar fi deschidere și care ar fi condițiile în care aceste companii ar decide să vină să investească în aeroportul de la Chișinău. Dar ca să înțeleg, să explic un pic ce înseamnă să investească în aeroport. Deci înseamnă un terminal nou, da? Înseamnă reparația pistei de aterizare și a parcării pentru avioane, înseamnă o parcare de automobile noi și deja tot echipamentul de securitate și amenajare internă a noului terminal. Deci, primele discuții, sau aproape toate discuțiile care le-am avut,
Deci noi am văzut deschidere și interes pentru aceste companii să vină să investească în Moldova. Sunt câteva chestii pe care le solicită aceste companii. Prima este să avem un consultant cu reputație internațională pe o astfel de proiect. Și aici, de la toate companiile, am auzit că Banca Mondială, prin IFC-ul, care ar deveni consultantul guvernului pentru astfel de tranzacții, este unul potrivit. Deci, cumva, s-a confirmat. Deci, au spus foarte clar, fără un consultant internațional reputabil, deci ei nu vor participa la niciun fel de... Deci, noi am identificat acest consultant. Da, da. Deci, noi cred că vom merge în continuare cu IFC-ul pe tot acest... Noi vorbim despre consultant o companie sau consultant o persoană fizică? O companie. Nu e o companie, este o organizație, Banca Mondială. Ok. Okay, Banca, okay. Care vine cu juriști, cu expertiză, cum se fac licitațiile, cum se alege. Ca să, ei spun așa, noi nu vrem să participe, pentru că pentru aceste companii este un cost foarte mare să aplice, să depună efort, finanțe, juriști, da. Și ei vor să asigure că procesul este făcut corect. Tocmai așa. Din acest motiv au nevoie de acest partener. Și aici este clar. A doilea element pe care îl solicită este... un tender internațional cu condiții clare în care toată lumea să aibă acces și să poată participa. Trei, ei gândesc astfel de proiecte din perspectiva unui consorțiu. Niciodată nu o să vedem sau cele care s-au întâmplat, spre exemplu, în Sofia, în Zagreb, cele pe care noi le-am văzut, în Cipru, spre exemplu, este un exemplu bun. Deci toate s-au întâmplat într-un consorțiu. Din cel puțin trei elemente. Primul element ține de finanțare, deci cine dă banii, cele 200-300 de milioane. A doilea, cine construiește? Și asta, când spun construiește, mă refer la cine face proiectarea, advine cu companie oameni și construiește. Și a treilea, cel mai important, este cine operează. Pentru că sunt companii care doar finanțează, sunt altele care doar construiesc. Da, dar asta e de competența lor să-și facă consorțiu, nu că nu-l dictați dumneavoastră. Da, nu-l dictați. Trebuie să mergi la publicitate, dar totuși s-a obținut un răspuns în prima... Da, acum vă spun că eu... Pentru ce e tender? Ca să ce? Acuși ajung asta, deci ca să spun. Noi trebuie să mergem în publicitate, reușim. Deci tender poate fi pentru parteneriat public-privat, cu eventuală concesionare sau pentru contract de management. Solicitare, okay. Deci exemplele cele mai bune sunt de parteneriat public-privat pe care noi le analizăm. Am înțeles. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să vă întreb dacă, dumneavoastră ziceați aeroportul care a fost la Șor și deja nu mai este acolo, iată eu am să vă întreb dacă sigur aeroportul nu mai este la Șor. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce opiniți? Opiniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns. Legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Nu văd nici un copil. Nu doarme acasă, deși are casă. Am fost supravegheat de pe malul celălalt și fac băieții treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum că atunci erați în stare de ebrietate. Și nu ne dați voie să mă ajung. Mă ajung în securitate. Avem somnul în sistem de apărare anterior.
agricultura nu mai poate fi o povară, ci o șansă. Secretul, tehnologii de ultimă generație și tradiții readaptate. Istoriile fermierilor de succes și opiniile experților la Agroperformanța. O emisiune despre ocupații milenare în lumină nouă. În fiecare sâmbătă dimineața de la ora 10 la TV8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Psihologul meu, joi, ora 23:00, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Dar cele așa și smurează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce opiniți? Opiniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo? Am revenit în studio. Vă amintesc că invitatul de astăzi al emisiunii este Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Înainte de pauză, spuneam că vreau să revenim să discutăm despre faptul dacă aeroportul, sigur, nu mai este al lui Șor, adică am văzut că administrația a fost preluată aeroportului de către autorități, dar celelalte servicii prestate, auxiliare prestate în aeroport, în continuare
Deci, deservirea aeroportului în continuare este făcută de către companii care aparțin lui Șor. Și ne-am dat seama de asta atunci când ne-am uitat peste lista din finanțatori de la alegerile locale ai partidului Șansa. Cea mai mare parte din acești oameni care au donat bani pentru partidul Șansa în alegeri au fost angajați ai unor companii care operează în aeroport. Da, haideți totuși să închidem întrebarea de până la pauza publică. Ce facem cu aeroportul? Da, ce facem? Îl dăm în concesiune sau? Deci obiectivul nostru este să aducem câteva, sau în acest consorțium, câteva companii europene. De asta am vizitat Franța, Germania și Spania. Deci din această zonă, care să investească, să construiască și să opereze la cele mai înalte standarde acest și când aeroport. Se va întâmpla asta? Deci, dacă totul merge conform planului, cel mai devreme un rezultat de acest tip ar fi în 2 ani. În 2025 de-abia să fie selectat compania. Deci, mai devreme decât atât nu, pentru că noi trebuie să asigurăm studiul de fezabilitate, trebuie să facem precalificare, apoi să facem tenderul internațional, să selectăm compania și tot acest lucru trebuie să fie făcut. Dumneavoastră reușiți în acest mandat de guvern să faceți? În acest mandat de guvern... Sunteți foarte optimist legat de următorul mandat. Eu sunt optimist că noi totuși vom continua parcursul nostru european și vom avea o coaliție pro-europeană. Ok, am înțeles. Acum să revin la întrebarea pe care ați pus-o. Este adevărat, dacă vă aduceți aminte, atunci când s-a preluat aeroportul, compania care înseamnă aeroportul în sine, toate contractele pentru serviciile de bază au fost prelungite cu o perioadă de timp. Pentru că trebuia să asigur continuitatea. Pentru că nu exista o alternativă. Și oricând a preluat aeroportul, a ucis tot ce nu era al lui în aeroport. Corect, da. Aveți dreptate. Ce n-a preluat, a ucis. Dar s-a străduit să preia totul. Da. Și dumneavoastră spuneți corect. Pentru că acest lucru s-a întâmplat, era nevoie de o perioadă de tranziție. Că altfel, dacă închideai tot, pur și simplu nu aveai cine să vândă o apă acolo, eventual. Ne mai vorbim de alte servicii, cum ar fi handling. Da, eu la asta, de fapt. Da. Eu cred că apa putea să o găsiți și într-o lună, cine să o vândă. Nu putea, pentru că, iarăși, sunt și acolo sunt anumite contracte, nu trebuie să le reziliez ca să ajungi în judecată. Ok, să spun, ce facem acum? Ce facem acum? Șor este cu companiile care deservesc aeroportul acum. Deci, chiar astăzi, cred că am agreat toate condițiile pentru scoaterea la licitație, iarăși internaționale, a tuturor spațiilor din cadrul aeroportului. Mă refer la primul, a doilea etaj, unde sunt restaurante, magazine, duty free-ul. Deci toate acestea vor fi scoase la licitație, cred că în următoarele săptămâni. De companiile ușor vor putea participa la această licitație? Nu, pentru că noi vom pune condiții. Repet, obiectivul nostru este să oferim cele mai bune servicii în aeroport, comparabile cu cele din Paris, München, Frankfurt și așa mai departe. Deci noi avem condiții foarte clare care trebuie să aceste companii care vor fi selectate să aibă experiență de gestiune în alte, nu știu, trei. Da, dar aeroportul dumneavoastră înțelegeți, aeroportul nostru este prea mic să reprezinte interesul. Nu este adevărat. Aeroportul nostru în primul rând nu este mic, pentru că totuși avem aproape 3 milioane de pasageri. Deci asta nu este un aeroport de 10-20, dar nu este mic. Nu este un aeroport de 100.000 de pasageri. Okay. Deci este de 3 milioane de pasageri. Avem o creștere constantă a numărului de pasageri și este, deci conform datelor noastre, în următorii 2-3 ani vom trece de 4-5 milioane de pasageri. Haideți să vă pun altă întrebare. Când pleacă Șor din aeroport cu totul? Eu aș vrea ca el să vină prin aeroport. Mă refer la companiile care aduc venituri. Uitați, eu din aeroport. Cred că, cum am spus și referitor la rute aeriene, că toate aceste probleme, cozi care au mai rămas, se vor rezolva cel târziu până în primăvară. Deci noi vom rezolva toate aspectele. Deci acestea. Până în primăvară, toate companiile controlate de Șor care activează în aeroport vor avea contractele reziliate. Da, și vor fi alte companii. Ok, am înțeles. Selectate, transparent. Haideți să vorbim și despre companiile aeriene low cost, pe care noi tot le așteptăm să vină. Am înțeleg că de săptămâna viitoare revine Wizz Air-ul. De pe 14 decembrie este prima cursă. Da, asta e săptămâna viitoare, nu? Așa. Am uitat eu peste prețuri, pentru că ei deja și-au afișat prețurile. Sunt totuși mai mari decât în România.
Deci prețurile afișate de către Wizz pentru serviciile, pentru aceleași curse care le vor opera diferit. Din... Pentru unele sunt mai mari, pentru altele sunt mai mici. Pentru da, prețul nu sunt chiar low cost. Nu, deci prețul... un bilet de 300 și ceva de euro de la Milano spre Chișinău nu e low cost. Eu personal nu am văzut astfel de... Eu m-am uitat ieri în mod intenționat. Înseamnă că cumva, pentru că ele, toate aceste companii, și cred că aveți dreptate, trebuie mai puțin să vorbim despre low cost, pentru că bilete de acest tip deja sunt cam peste tot, nu doar în Moldova avem prețuri mari uneori. Și modul în care ele funcționează, că am avut o discuție tot această săptămână cu Wizz Air-ul ca să verifice încă o dată structura și cum formează prețurile pentru Moldova, așa ca să ne asigurăm că ele sunt corecte și față de celelalte aeroporturi. Deci ele funcționează destul de simplu. Deci ei au un sistem electronic și în funcție de cerere și ofertă, prețurile cresc sau scad. Așa funcționează. Dacă se deschid, dacă ne uităm pe o zi din primăvară, unde probabil în acel avion încă nu s-au cumpărat foarte multe bilete, vom vedea că prețurile sunt mici. Dacă ne uităm acum în perioada de sărbătorilor de iarnă, da, în care avem foarte mare solicitare, în mod special pe direcția Chișinău-Londra, în care foarte mulți cetățeni vor să vină sau să plece, încolo vedem că prețurile sunt mai mari. Deci, soluția noastră pe care am spus-o este să creștem competiția pe această piață. Da? Și să aducem cât mai multe companii aeriene care, în competiție, să ofere prețuri mai mici. Nu există o altă formă de... statul nu poate să vină și zică, uite, nu mai vinde cu 100, vinde cu 50. Știți foarte bine asta. Și noi asta facem. Și eu cred că în ultimele 3-4 luni se văd și primele rezultate, inclusiv revenirea Wizz Air, venirea Eurowings-ul care va zbura spre Germania. În curând vom anunța și alte știri și alte companii. Deci care mai vin companii low cost? Bun, eu nu-mi place să folosesc termenul low cost pentru că el câteodată... Haideți, spunem așa, în primul rând. Vor veni alte companii aeriene? Da. Așa, următoarea întrebare. Vom avea curse aeriene la prețuri, cum vedeam noi, că sunt în România, de 50-30 de euro până la Paris și înapoi? Eu cred că da. Eu sunt sigur că noi vom... Când vom avea așa prețuri, deci, ca încă, să poată zbura cetățenii mătării? Deci, spre exemplu, haideți, eu am să vă dau o situație care a fost cu rutele Chișinău-București, chiar dacă eu la fel încă nu sunt mulțumit, că oricum e prea scump, dar în momentul în care a intrat și cine, o altă companie, ca să nu-i dau numele, pe lângă compania care opera, a deschis rute, automat prețul a scăzut. Spre exemplu, dacă ne uităm la Wizz Air, chiar și la aceleași bilete, ele sunt mai mici decât companiile care vindeau bilete locale. Da, locale. Bun, iată, apropo, vreau să discutăm și despre companii locale. În acest sens, ce trebuie să înțeleagă și oamenii, că noi am trecut printr-o perioadă de turbulență, dacă pot să zic așa, după ce am preluat aeroportul de la Șor. Că trebuia să intrăm, să gestionăm, multe companii erau plecate, nu vreau să vină din cauza dată. Acum lucrurile se normalizează, avem aceste știri despre companii noi. Cu fiecare companie nouă care vine pe piața noastră, asta dă un semnal și celorlalte companii care ar putea să vină. Noi continuăm să discutăm cu mai multe din ele și așa, nu vreau să promit acum ceva foarte concret, dar din ce simțim noi, iarăși prin primăvară, sezonul deja de vară, va fi mult mai bine și mult mai asigurat cu bilete la prețuri ok pentru cetățenii noștri. Așa. Vreau să vă mai întreb despre companiile aeriene moldovenești care nu își respectă de multe ori angajamentele față de clienți. Fie întârzie cursele, fie le anulează cursele noi periodic. Vedem în presă, colegii mei fac știri despre oamenii care stau în aeroport și sunt foarte revoltați că au amânări de și 12 ore, curse care sunt anulate și nu sunt informați oamenii. Deci revolta este mare a oamenilor care urmau să zboare cu aceste curse. Ce se întâmplă cu aceste companii? Doamna Rață, eu nu vreau să apăr nicio companie, dar trebuie să spunem clar că în ultima perioadă nu avem astfel de situații. Deci a fost o situație foarte concretă, în mod special în perioada iulie-august 2023, adică în această vară, când cu adevărat s-au anulat. Și noi nu vorbim despre Air Moldova, care a avut o groază, deci alte companii decât Air Moldova. Nu. Eu vorbesc de alte companii din aer și nu doar, și apropo, să știți că nu doar în Moldova. Dar da, eu știu că se mai întâmplă. Dar nu se întâmplă. Se întâmplă foarte des în altă. Deci, ce s-a întâmplat? Deci, noi, după ce s-a încheiat pandemia COVID, deci, s-a atestat o creștere masivă a cererii
pentru transportul aerian. În acest sens, s-a creat și o problemă cu avioanele, personalul, piloții, care nu puteau fi găsiți. Și asta nu doar în Moldova. Da, eu știu care a fost argumentul atunci. Acum s-a rezolvat? Acum, pe lângă asta, în perioada în care eu vreau doar să explic, pentru că eu cred că este important să nu vorbim doar cu titluri mari, dar un pic să explicăm, pentru că cred că de asta sunt cei să explicăm. În această perioadă, și așa complicată pentru toată industria, noi am avut Wizz Air, care s-a retras, și Air Moldova, care tot știm, a falimentat, care erau cele mai mari companii din Moldova, care dacă ne uităm pe cota de piață, cred că erau peste 70% aceste două companii. Deci, în Moldova, pe lângă faptul că a fost o problemă mai mare, am avut și această situație. Și poate că e bine că unii s-au retras. Respectiv, a fost nevoie iarăși de o perioadă de adaptare, pentru că cât nu ne-am rugat noi la o companie sau alta să suplinească rutele, ei nu pot, pentru că, știți, avioanele nu sunt mașini, te duci și ai închiriat o mașină, deci trebuie să le găsești. Dacă există avion, după care trebuie să găsești echipă de piloți. Am înțeles. Bun. A fost o perioadă turbulență. Acum nu există o astfel. Nu o să mai avem astfel de cazuri? Eu sunt, tot timpul poate să apară cazuri diferite, nu pot să dau, dar eu cred că în mod special după ce a revenit Wizz Air și vin și alte companii, vom avea mai puține astfel de situații. Mai mult, acum se întâmplă situații când întârzie, dar nu, asta nu neapărat din cauza companiei sau din cauza aeroportului Chișinău. Un exemplu care s-a întâmplat ieri. Deci o delegație a întârziat cu 2 sau 3 ore la o întâlnire și cu prim-ministru și cu mine, din simplu motiv că în Viena a fost o ninsoare foarte mare. Bun, noi nu vorbim despre cazurile în care condițiile meteo nu permit... În sensul că eu nu pot să confirm acum că nu se vor întâmpla situații... Nu vorbim de situații în care nu depinde de... Și doi. Întrebarea era, iată, și doi, dacă se mai întâmplă astfel de cazuri în care companiile nu-și onorează mult prea des angajamentele față de clienți. Există, ați elaborat mecanisme de a proteja consumatorul? Da, deci în toată Uniunea Europeană există legislația la care noi suntem aliniați, în care pasagerii pot da în judecată, pot cere despăgubiri pentru diferite tipuri de încălcări, cum ar fi întârzieri, anulări. Deci statul nu intervine să penalizeze? Statul nu intervine și nu este nicio. Statul penalizează și asta a făcut. Autoritatea aeronautică civilă a pus amenzi în acea perioadă la unele companii și acum suntem în judecată cu aceste companii. Și statul poate vine în mod special să intervine, în mod special când avem, cum ați spus, foarte multe încălcări și așa mai departe. Ok, vreau să mergem. Și ultimul element. Noi am insistat ca la aeroport să creăm biroul de informare pentru pasageri, autorități aeronautice civile, care funcționează începând cu luna august. În acea perioadă noi am monitorizat, am avut mai multe solicitări, acum sunt mai puține, dar eu insist ca toți cetățenii care folosesc aeroportul și au astfel de probleme să se adreseze acolo ca să primească informații despre cum pot să-și recupereze banii sau despăgubirile pentru întârzieri sau neexecutarea rutelor. Da, noi o să venim cu o știre pe site-ul tvo.md cu mai multe detalii despre unde ar trebui să se adreseze în această situație. O întrebare despre portul internațional Giurgiulești. Până la urmă putea ajunge în proprietatea României? Cât de avansate sunt discuțiile dintre România și Berna? Nu avem, la etapa actuală nu avem careva discuții, aveam... Intenția a fost exprimată de către premierul României. În acea emisiune și au mai fost exprimate deja și în anumite convorbiri, dar cam aici s-a oprit. Nu au fost careva discuții aprofundate despre o eventuală cumpărare a portului de la Berna. Acest aeroport, acest port nu a fost dat tot în concesiune pentru 99 de ani? Aceea poate fi numită cum vreți, numai nu concesiune. Deci noi ne-am luat de o grijă cu reîntoarcerea acestui port în proprietatea statului. Deci în perioada comuniștilor, 2005, dacă nu greșesc, a fost semnat un contract prin care s-a dat și, să spunem la oameni, s-a dat acel port într-o așa numită concesiune. 2005, dacă nu greșesc. 2005. Da. Asta și spun, 2005. Într-o așa numită concesiune, pe 99 de ani, în care statul aproape nu are niciun drept și toate drepturile le are concesionarul, iar statul primește, dacă nu greșesc, 1000 de euro pe an. Da. Pe an. Da. 1000 de euro. Deci, vă rog să nu numim concesionare. Acolo este o prostie care a fost făcută de... Așa scrie pe document. Da, pe document.
Dar el rămâne în vigoare? Da, el rămâne. După multe litigii și tot ce s-a mai întâmplat de atunci până acum, acest port este administrat și este în proprietatea BERD 100%. Acolo mai sunt litigii în continuare. Da, întrebarea litigii. Mea era legată de așa, stat. Acum, ce vrea facem statul? Noi ce vrem să, ce vrea să facă statul? Deci, în primul rând, în acel complex portuar sunt două porturi. Și aici iarăși să facem claritate. Este portul de stat, mai micuț, da, și portul Danube, care este deținut de BERD. Statul are două obiective. Primul, să dezvolte portul de stat, pentru că el este slab dezvoltat și eu cred că intenționat nu s-a dezvoltat, nu s-a investit acolo, ca să creăm capacități de transbordare, de stocare, ca să opunem și acea infrastructură. Și noi am anunțat despre inițierea acestui proiect și obiectivul nostru ca în următorii 3-5 ani să facem acolo investiții de până la 40 de milioane ca să creștem această capacitate. Deci dumneavoastră vreți să vă concentrați pe acest port de stat. Asta am spus că este primul obiectiv, care este în controlul statului. Iar al doilea port, care până la urmă, noi am făcut câteva investigații, deci beneficiarul principal al acestui... Transoil. Transoil, da. Vaja Giași. Portul de Danube, obiectivul guvernului este să renegocieze acest contract, acord, și să schimbe condițiile sau să îl preia într-o formă în care trebuie să o analizăm împreună cu juriștii și să renunțăm la acele condiții abuzive care sunt puse în acel acord de concesionare. Și asta este discuția pe care noi o avem cu BERD, în care și eu mă bucur că și BERD-ul înțelege că poate fi orice, mai nu... Adică BERD-ul este de acord că acest acord nu este unul BERD a spus de mai multe ori, din ce cunosc eu, că ei ar fi interesați să vândă sau să găsească o înțelegere cu guvernul referitor la acest... Am înțeles. Mai avem puțin timp în această parte a emisiunii, trebuie să luăm pauză după care. A fost zilele trecute un protest a transportatorilor, am câteva întrebări de la transportatori, dar alții, deci nu locali, înțeleg că e vorba de transportatori internaționali, iată una dintre întrebări de la ei. Când totuși va fi rezolvată problema ce ține de timpii de așteptare în coadă la frontieră, Moldova-România, 5-7 zile. Ce soluții se propun pe viitor? Nu așteaptă transportul de pasageri 5-7 zile. Nu, nu, înțeleg că e transportul nu de pasageri, nu transportul de mărfuri. A, de mărfuri. Da. Mă gândeam că protestul a fost la pasageri, de asta și... Nu, nu, nu. Da, am zis că nu e vorba de cei loc. Da. Deci... Eu am avut câteva discuții bune cu transportatorii. Din păcate, problema, și asta o spun și public, nu este pe partea Republicii Moldova. Deci la noi serviciul VAMAL, Poliția de Frontieră, procesează cu o viteză mare, atât cât poate, autocamioanele ca să treacă în România sau să intre în Moldova. Este o problemă de capacitate pe partea în România, pe care noi o discutăm. Ce ține de rândurile pe care se așteaptă, am discutat despre implementarea unui model de programare la trecerea punctului de frontieră pentru autocamioane. Obiectivul nostru este ca în ianuarie să lansăm acest sistem informațional în care transportatorii să se poată programa, să primească o dată și o oră estimativă, evident că poate să se schimbe puțin, când trebuie să meargă și să treacă. Pentru că evident că rândul este de 10 km în care stau șoferii. Iată, apropo, persoana asta scrie că în ultima jumătate de an au decedat 2 șoferi stând în coadă. Da, am citit 7 zile fără somn, mâncare și niciun fel de condiții. Da. Vedem, toți jălim când trecem pe acolo. Am citit toate știrile. Repet, ceea ce facem noi acum este, pe de o parte, analizăm opțiunea de fluidizare a ceea ce avem. Doi, planificăm introducerea programării la trecerea frontierei. Și trei, se analizează inclusiv anumite opțiuni pentru a dedica anumite benzi sau anumite puncte de trecere pentru transportatorii din Moldova. Ok. Deci oamenii care așteaptă concret să le spunem ceva, ce le spuneți? Când lucrurile oarecum se vor schimba? Deci, repet, noi vom
trecerea frontierii în ianuarie, ceea ce va reduce din aceste rânduri. Uh-huh. Asta nu va face, pentru că trecerea frontierii în sine nu este o chestie doar ce ține de Republica Moldova. Că oamenii întreabă de rândurile astea. Vă spun, de rând, în ianuarie noi vom avea acest sistem de programare la vamă și nu, deci șoferii și autocamionele vor ști când trebuie să meargă. Am înțeles. Doamna Olesia Stamati, într-o emisiune a colegului meu, Anatolie Golea, a spus că, și după asta mai mulți oficiali au confirmat, că starea de urgență se termină odată cu acest an, nou an, nu vom avea prelungirea stării de urgență. Comisia Situație Excepțională a luat foarte multe decizii în contextul acestei stări de urgență. Ce se va întâmpla după ce se încheie starea de urgență? O parte bună din acele decizii care au fost luate încă la începutul stării de urgență deja se regăsesc în documente, cum ar fi hotărâri de guvern sau legi, deci nu mai este nevoie de ele. O parte bună au fost abrogate. Spre exemplu, noi la Ministerul Infrastructurii, chiar dacă am avut mai multe decizii, au rămas doar două care încă sunt în două sau trei care sunt încă în derulare și pregătim modificarea tuturor regulamentelor astfel ca să putem aplica prevederile din care au fost luate în Comisia Situației Excepționale într-o stare normală a lucrurilor, fără a fi nevoie de CSE. Acest lucru îl fac toți colegii. Și s-au găsit soluție pentru toate situațiile, atât noi tot ne întrebăm ce o să se întâmple când se termină starea de urgență. Peste noapte în emisie vor reveni 12 posturi de televiziune pro-Kremlin și oligarhice pro-șor? Din ultima noastră discuție, serviciile de informare și de informație și securitate, inclusiv CEAU și alte instituții responsabile de securitatea spațiului informațional, discută și caută soluții pentru a proteja Republica Moldova de acel război hibrid, inclusiv informațional, care este dus de Federația Rusă împotriva țării noastre. Ok, luăm o pauză de publicitate, după care revenim să continuăm discuțiile. Vreau să vorbim un pic despre rezultatele alegerilor locale și despre ceea ce opoziția, concurenții noastre, numesc alianțele monstruoase în care a intrat PAS după alegeri. Mm-hmm. Ваня пыльцей. Да мы ели молодецей, Ваня и критика ши пуни ла пункт абсолют питец. Да Ваня рău nu face, numai bine. Până oară el ne povestește n-a rimă care e situația din țară. Ваня băța pare ca soarele după ploaie, s-o întâmpla ceva în țară. Ваня-ți spune până de sară. Când apare vreun subiect, el se bagă și-l tijgioacă, chiar dacă-i de prins o leacă, râs și hohă de provoacă. Ваня se informează, apoi îi informează și pe alții. Pe Ваня-l iubesc tăți, da mai ele sunt deputații. Da Ваня iubește pe corii fani și corupți care stau pe ghebul nostru. Câte aici de-a tare mult. Aici stai Ваня, Ваня băț, da Ваня iubește pe tăți. Aici stai Ваня, Ваня băț, da Ваня. Доброго вечора. Ми з України. Тридцать лет независимости, семь президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8.
de la antreprenoriat până la strategii de marketing. Invitați de top din lumea business-ului. Experți și lideri de opinie care vă vor împărtăși cunoștințele și experiențele lor. Extindeți-vă orizonturile și îmbunătățiți-vă abilitățile de conducere alături de Andrei Crigan la Business App, doar la TV8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Наши герои – обычные люди, настоящие профессионалы своего дела. Они расскажут о своей работе и о проблемах, с которыми они встречаются ежедневно, и о том, как они их преодолевают. Блогер – это не профессия. Там мужчина один сказал, что было вообще не смешно, и он ушел, и вообще ему вообще не понравилось. Вот если ты вообще не состоялся, вообще в твоей жизни все плохо, то ты идешь в анимацию. Машину оставляю, такси. Жизнь. Забыл и про коробку передач, забыл про... Вот просто памятник едет вперед. Я же старалась. Наши герои расскажут о неординарных ситуациях из их жизни и о тех аспектах, которые обычно не видны окружающим людям. Поведают о том, что у них накипело. Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Приветствую всех, вы смотрите новости на ТВ8. В студии для вас работает Ирина Стряпко. Bună seara, sunt Mihaela Rudenko și vă invit la știrile orei 17. Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Angela Gonța, vă invit la știrile TV8. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Здравствуйте, время новостей на канале ТВ8, в студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. El-i maladeță, e Vania, e critică și-i pune la punct absolut pități. Dar Vania rău nu faci, numai bine, până oară el ne povestește n-arimă care e situația din țară. Vania băț apare ca soarele după ploaie, s-o întâmpla ceva în țară. Vania-ți spune până de sară, când apare vreun subiect, el se bagă și-l teșgioacă, chiar dacă e de prins o leacă, râs și hohă de provoacă. Vania se informează, apoi îi informează și pe alții, pe Vania-l iubestăți, dar mai el este deputații. Dar Vania iubește pe corii Fanii și corupți care stau pe ghebul nostru, cât de-aia ești de-a tare mult. Aici stai Vania, Vania băți, da Vania. A revenit în studio pentru ultima parte a emisiunii din această seară. Înainte de pauză vorbeam despre starea de urgență care urmează să se încheie. Apropo de asta, ce părere aveți? Trebuie să se încheie sau nu? Eu cred că... Bun, eu am o părere așa un pic probabil diferită. În sensul în care eu cred că încă sunt suficiente motive pentru a prelungi starea de urgență. Ori acele... atacuri care sunt făcute de Federația Rusă în Ucraina, care ne afectează și pe noi, dar și în Moldova, și le vedem cu toții, informațional, corupțional, grupul criminal Șor și alții, ar trebui să ne permită să avem un instrument prin care putem să intervenim prompt. Ori, din punctul meu de vedere, și eu am participat o perioadă lungă cam la toate ședințele cu o mică perioadă de lipsă, Comisia Situației Excepționale nu a luat nicio decizie care
putea fi luat altfel decât prin CSI. Noi în această perioadă am avut guvern care a funcționat, am avut parlament care a funcționat permanent, deci s-a mers în guvern, în parlament, cu toate deciziile. Acolo unde s-a putut să se acționeze prin parlament, prin guvern, asta s-a făcut. Da, uitați, suspendarea licențelor a unor posturi de televiziune. Noi avem regulator pe această piață. De acord, dar dacă o să citiți modul în care acționează regulatorul, eu nu sunt specialist, dar din ceea ce cunosc, sunt anumite niște proceduri. Spre exemplu... Da, scrise de legiuitori, da, de parlament... Da, care într-o stare normală, ele sunt corecte, că nu poți să faci într-o zi să schimbi anumite lucruri foarte rapid. Dar procesul ăsta de sancționare are anumite etape până ajungi la închiderea. Însă, în momentul în care este clar că ai un stat care pompează bani, propagandă și pompează nu peste 2 ani și nu câte o puțin, dar abuziv, atunci este nevoie de niște instrumente ca să poți interveni imediat. Nu poți să aștepți 2 ani până când se trec toate procedurile. Acum, acest lucru... Da, ați văzut chiar și unii dintre partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova au privit destul de critic aceste decizii. Și noi privim, ca să fie clar, și noi privim critic. Eu țin foarte mult la dreptul la protest, la dreptul la libera exprimare. Deci noi tot ținem. Dar ce faci când... aceste instrumente sunt folosite de un agresor. Aici nu este răspuns. Și acum, că spuneam despre situația excepțională, spre exemplu, noi la minister, dar și alte ministere, pe parcursul acestei situații excepționale, și-au schimbat regulamentele, hotărârile de guvern, așa ca să nu mai fie nevoie. Și în mare parte, multe din decizii deja au fost adoptate. Eu sunt sigur că și colegii care sunt responsabili de acest sector vor veni cu anumite modificări, astfel ca atunci când mai apare o astfel de situație, să poată să intervină prompt. Ori ceea ce permite să facă Comisia Situație Excepțională este să intervină prompt. Asta înseamnă să intervină azi, nu peste 2 ani. Ceea ce cumva a ajuns sau a dus la situația în care noi totuși avem pace și spațiul nostru, inclusiv informațional, este protejat în această perioadă. Am înțeles, da. Apropo, o altă decizie a Comisiei Situației Excepționale a fost de a interzice participarea în alegeri pentru Partidul Șansă. Deci Partidul Șansă a fost exclus din campania electorală printr-o decizie a Comisiei Situații Excepționale și iată că ieri Curtea Supremă de Justiție a acceptat apelul lor și dosarul a fost trimis la rejudecare. Să meargă în procesul de judecată și vor spune. Noi am avut suficiente argumente și probe pe care le-am audiat în Comisia Situații Excepționale. Dumneavoastră admiteți că instanța de judecată ar putea să le dea câștig de cauză? Ar fi o mare, din punctul meu de vedere, ar fi o mare, cumva, problemă dacă asta s-ar întâmpla, pentru că ceea ce nouă ne-a fost prezentat, probe, video, audio, poze, care au fost și în spațiu public unele de ele, cu cumpărarea alegătorilor, cu finanțarea din afară acestei campanii, din punctul meu de vedere este totul clar. Că a luat decizia ca să se ducă nou la apel, eu... Da, eu sper că o să se ducă, ce ați văzut dumneavoastră și este foarte clar, sper să se transforme în dosare penale foarte clare, care se ducă în judecată, pentru că, de fapt, așa ar trebui să se acționeze corect. Vreau să mai avem puțin timp, vreau să discutăm un pic despre rezultatele alegerilor din perspectiva alianțelor care se creează. Ați văzut mai multe dintre alianțele pe care în care a intrat PAS în mai multe raioane, au fost criticate. De altfel, de toate părțile, deci și de partidele pro-europene care vă sunt concurente și de partidele de stânga care vă sunt concurente. Mai cu seamă alianțele de la Florești, Ștefan Vodă, Dubăsar, Șoldănești, Anenii Noi. Ați intrat în coaliție cu socialiști, ați intrat în coaliție cu Nichifor Ciuc, ați intrat în coaliție cu partidul lui Chicu. Doamna Raț, vă rog să verificați după emisiune ce fel de alianță s-a făcut astăzi la Edineț, spre exemplu. Sau la Rezină. Bun, aveți în vedere alianțe în care au intrat în astfel de coaliții? Altceva vreau să spun. Eu doar am dat două exemple, nu am să dau mai multe și nu am să numesc partide și asta, dar vă rog să verificați. Dar vreau să-mi acum să răspund la întrebare. Avem puțin timp, foarte. Noi am avut un obiectiv și îl avem în continuare. Obiectivul Partidului Acțiune și Solidaritate este să miște Moldova cât mai repede spre
integrarea europeană. Pentru că asta este obiectivul și noi credem că Moldova și viața oamenilor se va îmbunătăți dacă noi ne vom apropia de Uniunea Europeană. Obiectivul nostru, la nivel local și la nivel raional, a fost ca să câștigăm cât mai mulți primari care să promoveze acest mesaj și să avem capacitate de a transmite acest mesaj și de a construi sate, localități europene cu conduceri Miroase de la așa, o coaliție haideți, cu Nici Forciuc, de exemplu? Să zic, să răspund până la cap. Avem puțin timp. Așa. Mai departe. Noi, la nivel central, am delegat conducerii organizațiilor teritoriale, împreună cu deputații responsabili, să găsească o soluție prin care să ofere raioanelor conduceri europene cu partide care, și oameni care consideră că Moldova trebuie să meargă spre Uniunea Europeană. Și închei ca să vă răspund exact la întrebare. Dacă o să ne uităm, noi trebuie să ne uităm un pic și matematic. Scurtuți, vă rog. Da, matematic. Că, știți, pot să vreau eu ce vreau, dar dacă nu sunt suficiente voturi, nu pot. Și atunci colegii din anumite raioane au decis în felul cum au decis. Dar dacă vorbim, spre exemplu, de Florești, Florești de mult nu a avut un președinte de raion pro-european. Ok, am înțeles răspunsul dumneavoastră. Mai avem, gata, ultima întrebare pe care vreau să vă adresez este dacă ați aflat ce grad de vulnerabilitate energetică a primit gospodăria dumneavoastră? Eu nu am aplicat pentru gradul. N-ați aplicat? Nu am aplicat și știți că anul ăsta cei care nu aplică nu vor primi. Anul trecut am renunțat, cred că pot să-mi plătesc factura. Da. Și o întrebare, dacă ați răspuns atât de scurt, ultima întrebare este, guvernul Recean este mai bun sau mai rău decât guvernul Gavrilița? Ați făcut parte din ambele? Din ambele am făcut. Ce răspuns așteptați? Eu mi-am făcut treaba și îmi fac treaba în continuare în ambele guverne și obiectivul și guvernului Gavrilița și guvernul Recean este să îmbunătățim viața oamenilor și să mișcăm Moldova spre Uniunea Europeană. Un răspuns foarte, foarte diplomatic. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Pe telespectatorii îi invit să rămână pe TV8. Urmează un interviu special cu secretarul de stat al Ministerului pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Comerț Exterior al Suediei, Diana Janse. Aflați din acest interviu cu domnia sa despre calea europeană a Republicii Moldova și perspectivele pe care le avem de a ajunge în Uniunea Europeană. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să acordați acest interviu pentru TV8. Vă mulțumesc pentru invitație. Săptămâna viitoare, Consiliul European va lua o decizie crucială pentru noi în ceea ce privește începerea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Credeți că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite pentru începerea acestor negocieri? Well, let me start by saying how impressed I am and many with me of the tremendous Permiteți-mi să încep prin a spune cât de impresionată sunt și mulți alături de mine de progresul enorm pe care Moldova și Ucraina l-au făcut, în ciuda multor circumstanțe dificile. Și de asemenea, pentru că procesul negocierilor este destul de încercat și este uimitor să te gândești la tot ce ați reușit să faceți în această scurtă perioadă de timp. Deci, din partea Suediei, suntem cu adevărat susținători ai Moldovei și Ucrainei, bazându-ne pe recomandările oferite de Comisie. And Ukraine going forward based on the recommendations given by the Commission. Puteți să ne spuneți dacă țările membre ale Uniunii Europene au un consens pe acest subiect și ce părere aveți despre poziția Ungariei în legătură cu extinderea? Pot spune că sunt multe discuții în cadrul Uniunii Europene și există de asemenea un sprijin foarte puternic pentru Moldova și Ucraina înainte în acest proces. Nu vreau să speculez despre poziția fiecărei țări aparte. În cele din urmă va trebui să întrebați pe ei despre asta. Pot doar să vă spun că guvernul suedez vă susține pe deplin în acest sens. Okay, but există riscul ca Consiliul European să nu accepte începerea negocierilor și în acest caz care ar putea fi motivul? What could the reason be? I think
Cred că există un motiv pentru care aveți întâlniri și pentru care vă pregătiți. Nu este o concluzie prestabilită ce va rezulta din aceasta. Vor fi discuții, sunt sigură, și vom face tot posibilul pentru a susține din partea noastră ceea ce credem că ați îndeplinit recomandările Comisiei. Aceasta este linia noastră și pentru asta vom milita și argumenta. Și apoi, bine, va trebui să vedem ce rezultă din summitul Uniunii Europene și de acolo să luăm următorul pas. We'll have to see what comes out of the meeting and from there take the next step. Și care va fi următorul pas? Well, it depends on the outcome of the meeting, obviously. Depinde de rezultatul summitului. Bineînțeles, vreau să spun și cred că este important să ne amintim că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul bazat pe merit și ați ieșit puternic în aceste recomandări pentru că ați făcut ceea ce vi s-a cerut și ați livrat acele rezultate. Și cred că ceea ce face Moldova este bine. Adică, până la urmă, este decizia voastră. E vorba doar să continuați să lucrați în acest proces bazat pe merit. Așa văd eu lucrurile. Acest întreg proces de aderare la Uniunea Europeană este consumator de timp. Este destul de dificil, poate fi dureros cu diverse reforme, dar merită și cred că ceea ce ar trebui să faceți este doar să continuați pe această cale. Ce părere aveți despre planurile autorităților moldovenești ca Republica Moldova să devină membră a UE în 2030? Este un plan optimist sau realist? It's a very ambitious agenda, but I can't see why it's wrong to be ambitious. Este o agendă foarte ambițioasă, dar nu văd de ce este greșit să fii ambițios. Vreau să spun din nou, este un proces bazat pe merit și cred că foarte puțini oameni, dacă te uiți cu 2-3 ani în urmă, ar fi crezut că ar fi posibil ca Moldova să fie unde este acum cu această decizie de a avea un statut de candidat și acum o recomandare puternică din partea Comisiei. Deci, cred că sunt motive bune de a vi se îndrăzneți. În cazul unei decizii negative sau a unei amânări de către Consiliul European, ce ar trebui să facă în continuare Republica Moldova? Chiar nu vreau să speculez asupra rezultatului și ce ar trebui să facă sau nu guvernul. Cred că va trebui să fie o decizie a Guvernului Republicii Moldova. Pot doar să reiterez că din partea Suediei vom susține deschiderea negocierilor pentru Moldova. V-am întrebat despre asta pentru a putea adresa următoarea întrebare, dacă ar trebui să luăm în considerare opțiunea de a ne decupla de Ucraina în acest proces de integrare europeană. Ne va putea asta oare ajuta să mergem mai departe? We are fully behind both Moldova and Ukraine. Suntem pe deplin în spatele Moldovei și Ucrainei în acest pas important pentru țările voastre și pentru Europa. Vedem o Europa mare ca un mod de a asigura stabilitate, prosperitate, pace și dezvoltare. Așa că vom continua să lucrăm pentru voi și ceea ce face guvernul vostru, ceea ce decide țara voastră. Asta nu ne privește pe noi, dar vom face totul din partea noastră. For us, but we will do our part. You said that we have very ambitious plan and it's good. Dumneavoastră ați spus că avem un plan foarte ambițios și este bine. Ne va ajuta să mergem mai repede. Poate, dar de asemenea ar trebui să fim susținuți de Uniunea Europeană, de fapt nu numai cu opinie și poziție, ci și cu fonduri. Și cum rămânem o prioritate pentru Uniunea Europeană în contextul multiplelor provocări și probleme interne și externe cu care vă confruntați? Challenges and problems that you face. From our side,
Moldova is a priority. Ukraine is a priority. We're really stepping up support to both countries. Din partea noastră, Moldova este o prioritate. Ucraina este o prioritate. Ne intensificăm cu adevărat sprijinul pentru ambele țări. În această iarnă am luat o decizie privind sprijinul energetic pentru Moldova. Este vorba despre 300 de milioane de coroane, aproximativ 26 de milioane de euro, atât pentru a sprijini programul dumneavoastră de eficiență energetică, cât și pentru a susține moldovenii cu costurile lor energetice pe timp de iarnă. Pentru că știm că acest lucru este dureros, menține Moldova pe radar pentru diverse tipuri de sprijin și ne facem cu adevărat partea noastră. Dar cred că, în final, modul de a rămâne o prioritate este de a fi relevant în acest domeniu. Dacă există sentimentul că livrați de la dumneavoastră, atunci va fi întotdeauna mai multă disponibilitate de a sprijini această inițiativă. Și cred că acest lucru este cu adevărat crucial pentru o cooperare eficientă în dezvoltare. Să avem un guvern cu care să lucrăm, care face tot posibilul, pentru că văd asta este o investiție în dezvoltare pe care o facem în Moldova și această investiție va avea un randament mai bun dacă o punem așa, atunci când guvernul lucrează puternic pentru aceste reforme, așa cum face guvernul moldovean. Așadar, ne vom face partea pentru a menține Moldova pe radar, dar, din nou, așa cum ați subliniat, trăim într-o lume teribil de complicată. O mulțime de probleme se acumulează. Cum se spune, trebuie să fii atât de bun încât să nu poți fi ignorat, ceea ce înseamnă să rămâi pe radar și relevant. World we're living in, a lot of problems piling up, but I usually say be as good you can't be ignored, which is a sort of a way of staying on the radar and relevant. And one question about the Sweden support for Moldova. Următoarea întrebare este despre sprijinul Suediei pentru Moldova. Suedia este nu doar un susținător important, dar și un mare donator pentru Republica Moldova. Și sprijinul Suediei în domeniul energetic și comercial a fost foarte important pentru țara noastră. Dar vreau să vă întreb dacă luați în considerare noi domenii de sprijin pentru Moldova. What we are really interested in and that which I know also. So it's a big interest of the Moldovan government is to see how we can better link development. Suntem cu adevărat interesați și știu că este un interes mare al Guvernului Republicii Moldova să vedem cum putem lega mai bine cooperarea în dezvoltarea cu comerțul și dezvoltarea economică și cum putem folosi fondurile de cooperare în dezvoltare pe care le avem pentru Moldova pentru a demara și a ajuta investițiile și dezvoltarea economică. Evident, este esențial pentru orice țară pe calea spre mai multă bogăție să aibă oportunități economice și comerț. Și acum reformăm cadrul politic suedez pentru cooperarea noastră în dezvoltare. Și această legătură sau aceste sinergii între comerț și cooperarea în dezvoltare este un domeniu cheie. Este relevant și pentru Moldova. Piața moldovenească este destul de mică, dar cu multe oportunități. Și am avut, de exemplu, o delegație din Moldova de companii IT. Și văd asta doar ca un prim pas din mai multe care ar trebui să vină. Ne uităm cu siguranță în acest domeniu, anume cum putem cunoaște toate legăturile comerciale, cum putem să creștem cooperarea noastră economică în diferite domenii. The commercial ties, how we can sort of increase our economic cooperation in various fields. Okay. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Thank you.